Hei, salut și bine v-am regăsit la mulți ani pentru 2019. Reluăm discuțiile de aici, de pe canalul meu de YouTube și prima temă de anul ăsta ar fi trădarea. Pentru că în ultima vreme am scris destul de mult pe blog despre infidelitate, mai ales despre infidelitatea sexuală, despre trădarea sexuală, despre retragerea sexuală, pentru că nu vă imaginați că doar faptul că cineva se duce cu o altă persoană înseamnă trădare sexuală și cineva care te refuză, din sensul de partener, bineînțeles, face același lucru, este tot trădare, doar că este în interiorul cuplului. Și aș vrea să vă întreb, care credeți că este cea mai mare trădare care poate apărea în cuplu? Pentru că observ că foarte multă lume pune multă presiune și consumă foarte multă energie în jurul acestei trădări sexuale, să nu cumva să meargă cu altcineva, însă pun pe loc secund sau pe loc terțiar sau undeva pe ultimul loc alte forme de trădare care sunt îngrozitor de complicate și la fel de importante ca asta, poate chiar mai importante. Pentru că sunt foarte mulți oameni pentru care fidelitatea nu este o problemă, fidelitatea sexuală mai ales, însă care își nenorocesc partenerii pe alte planuri. Spre exemplu, îi privează de acces la finanțele cuplului, da? Se numește abuz financiar. Îi abuzează din punct de vedere emoțional, devalorizându-i, neapreciindu-i, atacându-i constant și așa mai departe. Tot un fel de trădare este asta. Da, el îți este fidel sexual, dar nu este fidel și din punct de vedere al scopului unei relații, și anume binele comun. Da? El te nenorocește. Și atunci, până la urmă, stai și te gândești, ok, și dacă e fidel sexual, ce? Dacă îmi distruge creierii de dimineață până seara, cu reproșuri și așa mai departe. Și atunci, haideți să ne gândim ce înseamnă trădare, practic, și care ar fi cea mai importantă formă de trădare pe care ați întâlnit-o în relațiile voastre. Pentru că eu sunt sigur că nu trădarea sexuală este cea mai importantă, însă nu suntem învățați să ne uităm și să vedem sau să recunoaștem celelalte forme de abuz, celelalte forme de trădare care de multe ori duc la o foarte mare suferință, însă ne place, adorăm să ne plângem că vai ce mult am suferit, vai ce puternici suntem sau vai ce grea este viața, în condițiile în care chiar noi am fost cei care am girat această suferință. Prin neștiință, prin trecerea cu vederea anumitor lucruri extrem de grave. Așa că vreau să începem anul comentând, vreau să vă văd expunându-vă părerile și nu uitați, dacă vă place, să dați subscribe la canal, puteți să share-uiți unde vreți voi acest filmuleț, ca și toate celelalte, și nu vreau să rămân dator și îmi cer scuze pentru întârziere, Scorpio Girl 8, așa se numește userul, Scorpio Girl 8, tu ești câștigătorul concursului pe care l-am făcut acum ceva vreme, așa că te rog frumos să-mi trimiți un mesaj și să îmi trimiți datele tale pentru a intra în posesia celor trei cărți, Bărbații inteligenți n-au nevoie de amante, Iubirea de la A la Z, Alfabetul relațiilor și Colecționarul de despărțiri. Acestea fiind zise, mulțumesc, să avem un an extraordinar și ne vedem, pa!